În continuare vom vorbi despre chimie, care este o disciplină școlară de la care fiecare elev a chiulit măcar o dată, iar alții chiar au făcut-o masiv. Salutare, doamnă profesoară! O fi având ea formule complicate, dar noi astăzi încercăm să o aducem mai aproape de înțelegerea muritorilor de rând și să vă demonstrăm că orele de chimie pot fi interesante și utile. Alături de mine este chimistul Gabriel Lazăr, care are toate probetele și soluțiile necesare pentru aceasta. Salut! Salutare! Mulțumesc pentru invitație! Chimia, ok, mie mi-a plăcut chimia, sincer îți spun, primele 3 lecții din clasa 5-a, după care parcă s-a rupt firul, dar se pare că tine te-a captivat pentru toată viața. Cum s-a întâmplat? Păi iată că totul se datorează inclusiv profesorilor și modul în care ei prezintă această chimie și cum te captivează ei ca să o cuprinzi pe ea. Dacă ei pot să-ți prezinte partea practică, pot să-ți ofere ore de laborator, să faci tu acele experimente, acele reacții, atunci cu sigur chimia va merge în tandem cu tine, practic, oriunde. Deci, cu siguranță nu te-a inspirat faimosul serial Breaking Bad sau desenele animate Rick and Morty. Nu. Nu. Am înțeles. Ok, vedem aici mai multe probete, mai multe soluții. Ce o să facem astăzi? O să arătăm cum putem elimina unele pete de pe țesătură, de pe text, inclusiv cel highlighter, da? Acela care ocă, în condiții casnice. Deci ce reagenți putem utiliza acasă și elimina aceste pete, care de obicei ne dă o bătaie de cap. Well, în condiții casnice nu prea cred că toți dispun de astfel de probete sau de soluții. O să vă asigur că putem găsi și le avem și acasă. Am înțeles. Hai să ne faci cunoștință mai de aproape cu fiecare produs. O să luăm pe rând, deci o să arătăm cum pot fi eliminate petele de verde de briliant. Deci petele de verde de briliant pot fi eliminate, chiar dacă la prima vedere îți pare că e gata, ai pe toată viața. Așa? Și o să improvizăm o mică pată. Așa, iată, avem și niște mostre aici, niște bucăți de tifon, așa, verde, iată. Imaginați-vă, dragi prieteni, că, nu știu, prelucrați o rană sau ceva cu verde de briliant și uite așa o picătură cade pe haina dumneavoastră, chiar și pe cea albă, iată aici, iată la acest verde de briliant pe care îl cunoaștem din copilărie. În condiții casnice avem iată așa o soluție, soluția amoniacală, ea se găsește în farmacii, care o putem utiliza și peroxid de hidrogen, care la fel îl găsim acasă, deci pentru dezinfectarea rănilor. Am înțeles. Eu utilizez alte, deci aceeași substanță, doar în alte cantități, fiindcă le avem în laborator, deci avem nevoie de câteva picături de apă amoniacală. Așa, turnăm direct peste pată. Da. Câteva picături. Am înțeles. Și deasupra adăugăm câteva picături sau un pic de apă oxigenată. Wow! Ia priviți, prieteni, chiar dispare verdele de briliant, aproape că a dispărut. Da, dacă o să mai turnăm, o să mai adăugăm. Putem să arătăm acest experiment în volum un pic mai mare, așa, ca să înțelegem acest proces. Cu alte cuvinte, domnule Lazăr, se poate de făcut aceste soluții acasă, în condiții casnice, cu cheltuieli, aș spune, minime, da, pentru că altfel trebuie să cumpărăm din comerț și aceste soluții costă de 10 ori mai mult. Cam le găsim în farmacie și sunt la preț accesibil. Da? Am înțeles. Mă referam la soluțiile pentru pete. Exact. Așa. Deci, câteva picături de apă amoniacală și peroxid de hidrogen. Și peroxid. Poate eu să adaug un pic. Cât picături? Adaugă cât consider că e ok. Așa. Așa. Perfect. Și agităm. Acum agităm și magie! Ei, cum e posibil verdele să dispară? Unii s-au dus toate aceste particule verzi? Au fost decolorate sau cum? Deci au fost decolorate acele legături conjugate care sunt în această substanță, au fost distruse, respectiv s-a decolorat verdele de briliant. Am înțeles. O altă problemă, bătaie de cap, sunt petele de iod. Așa, iodul care e foarte popular în aceste vremuri, de locușoare, așa, iod, iarăși. O picătură de iod a căzut pe cămașa albă a soțului dumneavoastră și el mâine trebuie să se ducă urgent, are o conferință. Ce facem? În farmacie găsim așa o substanță, numește tiosulfat de sodiu. Eu am preparat soluția din ea și o adăugăm peste Și e valabil pentru orice tip de stofă, da? Da. Am înțeles. Și dacă mai așteptăm puțin, se va decolora complet. Dar nu va decolora, de exemplu, culoarea, dacă haina e colorată și e pătată cu iod? Nu va, nu va putea cumva influența asupra țesăturii. Așa, deci această soluție reacționează direct cu pata, cu iodul. Cu iod. Deci acel iod, iată cum observăm că s-a decolorat complet. Din forma sa iodoi trece în ioni de iod, iod cu minus, care deja sunt incolori. Iodul care nu dispare cu una, cu două, a dispărut în câteva secunde. Dar mai eu vreau să te întreb. Și dacă o să-l arăt în alte proporții, ar arăta cam așa. Wow! Asta da magie. Iar acum, prieteni, v-ați convins că foarte multe trucuri magice, de fapt, se datorează, uite, aceste științe chimiei. Totodată vreau să te întreb, atunci când ne pătăm noi pe piele cu verde de briliant sau cu iod, de multe ori se întâmplă, exact. E valabil și pentru pielea omului? E valabil și în cazul pielii, da? Fiindcă sunt substanțe, concentrații destul de mici, 3%, deci substanțe și soluții care nu afectează cumva inclusiv pielea, da? Am înțeles. E real, e posibil, inclusiv direct pe piele, dar de obicei așa și se întâmplă, da? Mai mult pe piele decât pe țesută. Într-adevăr, se poți face foarte multe lucruri interesante dacă cunoști această materie, da? Dar totodată, pentru începători sau pentru amatori, cât de accesibil e să se ducă în farmacie și să ia și peroxid de nu știu și tot felul de soluții. Adică la farmacie poți lua ușor, deci, așa, orice soluție. Tot ceea ce am descris eu aici este accesibil în farmacie, fără prescripții medicale, fără nimic absolut. Deci este în acces liber și nu costă, practic, sume imense, deci sunt sume... Am înțeles. Care sunt sfaturile dumneavoastră pentru cei care vor încerca acasă să facă aceste lucruri? Trebuie neapărat să purtăm ceva, nu știu, ochelari de protecție. Eu le utilizez fiindcă așa ne-am învățat noi în laboratorul de chimie, trebuie să respectăm tehnica securității. Acasă ar putea fi utilizate mănuși, dar cred că nu sunt substanțe ceva corozive sau care ar putea afecta pielea sau... Poate că apa amânecală ar oferi un miros ceva specific și unii poate le provoacă anumite senzații, dar dacă le utilizăm într-o încăpere aerisită, cred că nu va fi o problemă. Și pentru un efect mai, așa, mai tare, neapărat să purtați și un halat alb. Exact. Lumea. Iar acum, pe final, vreau să ne spui, totuși, pentru cei care se gândesc să aleagă această știință, chimia, prin ce este frapantă ea? Prin ce este interesantă și ce ai sfătui pe ei? Deci chimia este interesantă și însăși chimie suntem noi toți. Orice reacție, orice fenomen care vedem noi este chimie și vă pot dovedi. Iată, mai avem câteva experimente aici care o să le arătăm. Ea este interesantă, dacă ne aprofundăm, vedem că în orice domeniu care este în viața noastră, tot ce ne-ar cuprinde pe noi este chimie și este produsul chimiei. Ea nu este complicată dacă știm cum să o percepem și cum să o înțelegem corect, dacă profesorii noștri sunt destul de capabili și sunt destul de profesioniști ca să ne arate și celălalt aspect al chimiei, că ea nu este într-adevăr grea. Noi putem învăța inclusiv prin distracții, prin experimente distractive și nu doar prin acele reacții complicate care scriem la tablă și ne facem griji când vom da testul cu brio. Dumneavoastră, o să predați vreodată? Deja activez, da, și am început din timpul studenției, din anul 3 de facultate. Cred că elevii dumneavoastră sunt niște norocoși și cu siguranță vor ieși toți chimiști. Noi nu prea am avut, eu nu prea am avut noroc de astfel de profesori, dar oricum îi doresc profesoarei mele de chimie sănătate. Asta e. Noi vă mulțumim, domnule Lazăr, vă mai așteptăm la noi cu noi experimente. Am putea discuta la nesfârșit, dar din păcate timpul un pic ne restrânge așa. Vă mulțumim și vă mai așteptăm. Și vă mulțumesc.